Mănăstirea Cetățuia Negru-Vodă datează din cele mai vechi timpuri, odinioară fiind lăcaș de cult pentru strămoșii noștri daci, iar din secolul XIII a luat ființă ca schit, ca mănăstire, prin mulțimea sihaștrilor nevoitori în aceste locuri. Atunci, în secolul XIII, s-au mai îndreptat pereții acestei pește, dându-se și absidele geamurilor actuale. Într-un document semnat de Alexandru Ipsilanti se vorbește de faptul că toți voievozii țării de la descărcătorul Negru-Vodă au poposit în acest lăcaș de cult, rugându-se la oaltă cu sihaștrii. Ultimul dintre conducătorii acestei țări a fost regele Carol I, care de două ori a vizitat acest sfânt lăcaș, rugându-se cu cei ce mai rămăseseră din puznicii de odinioară. La oaltă cu noi, de fiecare dată, sunt și puznicii, iar lacrimile lor, noi le considerăm a fi picăturile de apă din Sfântul Altar. Negru-Vodă, descălecătorul de țară. Unii spun că ar fi vorba despre voievodul Seneslau, alții vorbesc despre Tihomir, ginerele lui Seneslau și tatălui Basarab I. Însă Negru-Vodă i s-a spus și lui Basarab întemeitorul. Negru-Vodă a purtat pe mai departe numele, iată, unul dintre feciorii lui Basarab, Ioan Radu Negru-Voievod, ca de altfel și Neagoe Basarab, voievodul sfânt de acum, de la Curtea de Argeș, căruia îi se mai spunea tot Negru-Vodă. Acel străvechi întemeitor de țară a avut loc de sălășluire la poalele muntelui și de aceea și mănăstirii la ora actuală îi se spune Cetățuia lui Negru-Vodă. Proiectele alăturate sunt încă din timpul existenței cetății dacice, trepte pe care atât de mulți oameni le-au tocit. Pe tot muntele avem diverse înscrisuri, unele cercetate, altele necercetate, dar arheologii tind să spună că chiar unele dintre semne pe locuri greu accesibile se aseamănă foarte mult chiar și cu cele de la Tărtăria. Astfel, iată, avem și aici câteva înscrisuri peste care s-au suprapus alte înscrisuri din timpurile moderne. La popoarele tracice exista cultul cavalerului trac. Iată și la noi în spatele stâncii, unde se află biserica rupestră a mănăstirii Cetățuia, există această scrijelitură pe stâncă în relief negativ, călărețul sau cavalerul trac, așa cum apare el pe vechile amfore. Sihăstria Valea Chiliilor, din cele mai vechi timpuri, pe această vale, cale de 4 km, au fost adăposturi ale sihaștrilor, ale eremiților, și pe parte și pe alta a acestei văi, unele în bordeie, altele în grote săpate de mâinile sihaștrilor, iar altele chiar în grote săpate de către natură. Sihaștrii care erau cercetați odată pe săptămână de către ucenici din mănăstirea Cetățuia, aceștia le aduceau pe smeți uscați, sare și apă, iar egumenul schitului odată pe lună venea ca să îi împărtășească. Încă din perioada dacilor existau puznici ai acestora pe care Strabon, înțeleptul grec, îi numea capnobataie, cei ce călătoresc printre nori. Odată cu trecerea Sfântului Apostol Andrei până aceste locuri, și puznicii daci au devenit puznici creștini.
De atunci și până prin 1821, întreaga vale din spatele meu a fost plină de acești psihiatri. De cele mai multe ori erau căutați pentru sfaturi, pentru tămăduirea sufletească, dar și pentru tămăduirea trupească, întrucât, ca și dacii, se ocupau cu strângerea plantelor medicinale, nu numai cu rugăciunea. Până în 1821 au existat acești pusnici, iar odată cu trecerea turcilor în aceste locuri, s-a stricat și viața cea psihăstrească în această vale a Chiliei. Peștera lui Negru Vodă sau peștera Sihastrului Ioanichie avea această denumire datorită faptului că legendele vorbesc că atunci când veneau tătarii, aici era locul tainic în care Negru Vodă își depozita tezaurul țării. Sfântul Ioanichie, Sfântul Sihastru, găsit în 1944, și-a găsit locul său de sihăstrie în această grotă, în această peșteră, și a plecat la Domnul în 1638. Peștera are o înălțime de 3,5 metri, o lungime de aproximativ 3 metri și o lățime de 2 metri. Înăuntru, în dreptul ferestrei, se află patul de piatră pe care au fost găsite sfintele moaște ale cuviosului de către părintele Pimen Bărbieru și monacul Isidor, nu spuneam mai înainte, în 1944. Aceste sfinte moaște erau acoperite cu o pânză groasă de păianjen, iar pe perete încă scrie deasupra acelui pat de piatră Ioanichie Schimonah, 1638. Comuna cea mai de preț a mănăstirii noastre o reprezintă sfintele moaște ale cuviosului Ioanichie cel Nou de la Mușcel. Aceste sfinte moaște au fost găsite în 1944, de către protosinghelul Pime Bărbieru, pe atunci egumen al acestui sfânt lăcaș, împreună cu un alt părinte, monah Isidor, au fost ținute în bisericuța aceasta până în 1948, iar din 48 până în 97-96 au fost înmormântate lângă biserică, de când Sfântul Sinod a aprobat canonizar. Sfintele moaște se află în această nouă raclă. Sfântul, la oaltă cu alți doi sihaștri, spune tradiția locului, au făcut un legământ în care se spune de se va ține rânduiala în această mănăstire, nimic nu va lipsi viețuitorilor de aici. Acest lucru se vede și în ziua de astăzi și mai ales prin cele ce Dumnezeu a rânduit prin mijlocirile Sfântului și ale Maicii Domnului ca să se împlinească până la ora actuală. Schitul Sfântul Modest, metocul Sfinții Români, ca și Biserica Nouă din curtea acestei sfinte mănăstiri. Unul dintre bordeele părăsite acum în care au locuit sihaștri. În urmă cu ceva ani, încă mai se cunoștea bucata de stâncă care acoperea locul de aici, iar pe margine era locul pentru icoane săpate în stâncă. Plus, ca o canapea micuță, locul de rugă și de odihnă al sihaștrilor de odinioară. Ce este curios este faptul că în Sfântul Altar, picură apă, cum îi spunem noi, o apă miraculoasă, între hramul acestei mănăstiri, adică izvorul tămăduirii și adormirea Maicii Domnului. În fiecare zi, în timpul Sfintei Liturghii, sunt câteva picături de apă, însă această apă, într-o cantitate mult mai mare, și chiar se vede de la izvorul tămăduirii și până la adormirea Maicii Domnului, picătură după picătură, pe sub tot acest brâu, curgând pe șanțuleț până în spatele Sfintei Mese, unde este bazinul, unde se strânge această apă tămăduitoare. Thank you.
Încă din perioada existenței cetății dacice, aceștia au săpat pe muntele nostru mai multe bazine de apă pentru acumularea apei de ploaie, nefiind apă în acest vârf de munte. Astfel avem lângă noi un bazin cu adâncime de 6 metri și un diametru de 5,50 m, care și actualmente este rezervor de apă, decât că noi astăzi o aducem din vale prin pompe și o folosim apoi prin cădere în toată mănăstirea. Iar aici legendele